Deci, invidie maximă am pe tigre. Așa vreau și o să am o pisică care să-mi facă masaj toată ziua. Ăștia doi când îi vezi, Figaro îi face masaj lui tigre. Eu, e ceva insuportabil. Eu nu mai suport. La mine intră ăsta doar să strice bradul. Oh, tigre! Și la ăsta îi face masaj, dar nu-i corect. Suntem amândoi aici la trampolină. Alexa s-a jucat acum în trampolină. Eu am terminat de strâns prin casă. Mai am de strâns rufe și de întins rufe. Și cred că o să concluzionez pentru dimineața asta că mă doare capul. Ce vrei, măi copilaș? Trage de mine, n-am văzut. Și uitați-vă la Margareta cum doarme. O... cu piciorul în sus. Ți-a trezit acum. Uite ce am descoperit eu la mine în curte. Asta nu-i rața noastră, că e crestată. Ia, uite cine a venit la ale noastre, că aici, lângă găini este. Ia să vedem, e foame, nu e foame? Mănâncă, nu mănâncă? Ești frumoasă. La noi în curte se adună, Doamne, toate animalele. Ale noastre sunt toate aici. Uite-o pe Bella. A, și o pisică. Dar zic, ce cauți acolo? A, ăsta e Batman. Batman, ce cauți acolo? Ia uite-l, uite-l cum umblă. Găinile sunt toate aici cu rațele. Are creastă, sau... Da, are creastă, nu vezi? Ia uite ce frumoase. Ia uite, am adus aici. E blândă. Ia uite, dragă de ea. Ia atentă-te la ea, ia uite-te ce norovașă. Ce te alinți? Ce te alinzi la mine aici? Acelele sunt toate, știu că nu-i de la noi, ai văzut? A, un animal păi aici? Da, ca de obicei, când aducem noutăți în curte, în grădină, toate sar la bătaie, la nebuneală. Uite, e aici, rățușca. Și credem cel mai probabil că e al lui vecinul, că și vecinul are rățuște din astea. Așa că o ținem aici până îl vedem pe vecinul, ca să i-o dăm înapoi, dacă e al lui. Eu dăm înapoi, bineînțeles. Vai, dar ce frumos că e. Deci la noi, v-am spus, sunt fiecare zi întâmplări noi, așa ceva. Ia uitați ce drăguțe. Și să știți că e blândă, că a luat-o Ștefan în brațe. Și e tare blândă. Din acest motiv credem că e al vecinul, că dacă stă cu oameni, înseamnă că e blândă, că e crescută de oameni. După stuful ăsta de aici pe care vi l-am arătat eu prin alte clipuri, avem un vecin spaniol care crește păsări, are tot felul de păsări, are și măgar și capre și de toate și credem că e al lui, că altcineva nu mai are animale pe aici, așa că îl vedem. Acum tocmai ce a plecat, cel mai probabil mâine, să îl întrebăm dacă e al lui. Am uitat să vă arăt că am cumpărat chestiile astea de la magazin, de la supermarket. Să știți că le-am avut și cu Alexuța, numai că nu le mai am pe ale Alexei, așa că i-am cumpărat și lui Baby. Am luat mitica, clasica linguriță de la Mercadona, care e cea mai bună din punctul meu de vedere, dar o puteți găsi peste tot, prin toate marketurile, cred eu, Alexa pe fundal. E foarte flexibilă din mâneri până aici la linguriță și îmi place foarte mult forma ei. Asta e undeva la 3 euro ceva de genul. Cănuța, noi zicem pas la biberoane momentan, trecem direct la cănuța, am văzut că bea și direct din pahar și am zis ok, cănuță direct, nu mai stăm să ne omorâm capul cu biberoane, așa că am luat cănuța asta ca să o țină el singurel. Are chestia asta de aici din silicon, după cum se vede. Și e tare făinu, că are și susținere. Asta mânerele le poți da jos dacă nu-i plac lui Baby. Și așa cu animăluțe, după cum se vede. Iar containerele astea sunt pentru mâncărică, ca să pun mâncărica la frigider, de exemplu, când fac mai multă mâncărică de un fel, gen, eu știu, pireuri sau chestii de genul, să le păstrez la frigider. Se înfiletează una câte una, așa, și sunt tare faine și pentru călătorii. Noi foloseam containerul ăsta foarte mult când plecam în călătorii cu Alexa, și am zis ok, ne trebuie unul și pentru Baby și deținu mâncarea restantă la frigider, dar și pentru atunci când călătorim, că se anunță un an care vine destul de plecat de acasă. Uite, se desface aici ca o sticluță, primul container e o sticluță, iar restul containerelor sunt normale, așa ca un recipient castronaș
pot fi folosite și castronaș, să-i dai direct să mănânce de aici, le poți, dar nu poți să le desfac o mână, așa se desfac, ca să vă faceți o idee, le poți folosi ca atare, ca recipient de dat mâncare sau recipient de ținut la rece mâncărica lui baby. Deci avem 3 noutăți la categoria diversificare, mâncărică și așa mai departe, pe care vreau să vi le arăt. I-am dat de lucru Alexei. Tocmai am filmat, ați văzut, cred că, deja aparatul și îi place la nebunie să iasă camele de pe pantaloni. Mi-l lasă ca noi. Și aici avem un baby! Un baby care se joacă și care a mâncat bănănuță și s-a murdărit. S-a murdărit baby-ița. Ce vă joacă le mai între jucărele? Vi-l arăt cum stă. Nu știu ce așteaptă acolo, dar el e acolo, ia uite-l. În curte. Păzește lemnele, nu știu ce păzește el acolo. Tigre! Sunt vrăbii pe aici. Ăsta, să știți că prinde vrăbii angro, vrăbii, porumbei, tot ce poate și el. Uite-ți ce frumos e. Nici la momentul actual nu am pus nimic în vârful bradului. Deci, acum mă duc să caut ceva. Și tu ce cauți cocoțat aici, măi? Te-a văzut Alexa și cu Andy... L-au captivat pe tigre. Deci tigre e nebunit după copilaș. Am uitat să vă arăt că am băgat floricica asta în casă. V-am întrebat într-un vlog trecut ce să fac, ca să o bag în casă, să nu bag. I-am tăiat și eu ce era mai urâțel și am băgat-o în casă. Asta este bine, frunza asta, după cum vedeți. Acum trebuie să îi găsesc un nou recipient frumos, că momentan e în ăsta negru în care e plantată, dar trebuie să-i găsesc așa ceva drăguț, frumos, elegant. Dar mă rog, vreau să vă anunț că la îndemnul vostru am băgat până la urmă coasta lui Adam, se cheamă asta sau ce nume are planta asta? Trebuie să caut sau îmi spuneți voi în comentarii că nu mai țin minte cum se cheamă planta asta. Poate ca toate, dar luna din seara asta e ceva de n-ai văzut. Fără explicații. Fără explicații la dâns. Deci fără explicații. Ce cauți aici? Uite ce mutră are. Mutră. Figaro. Ce aștepți? Să ce? Ce dai din codiță?